Știi că e o vorbă. Cu cât muncești mai mult, cu atât devii mai talentat. Dom'le, dacă vrei să faci o cursoare simetrică, ambele părți să fie identice, care parte se pare mai bine? Toată lumea spunea, stânga, dreapta, stânga, pe a doua. A doua. Pentru că o faci pe prima și pe a doua trebuie să o faci identică sau cel puțin la fel de bine. Singurul lucru pe care nu l-am promus niciodată și nu este din rea voință, este foarfecul. Salutare! Suntem la Bacău. Suntem în salon la Cătălin Lungu, primul român profesor la Sassoon Vidal din Londra. Bună ziua, Cătălin! Salutare, Angel! Salutare, Iulian! Cum preferi să te... Angel, ca așa mă strigat la catalog, așa rămâne. Eu o să spun domn profesor. Domn profesor, astăzi? Pentru postul de ucenic. Da, avem astăzi un post liber pentru tine. Mă bucur să te am astăzi ca ucenic și sper ca experiența de astăzi să... te ajute în cariera ta. Oricum, felicitări pentru inițiativă și pentru proiectul pe care îl aveți. Este ceva inedit. Îți mulțumim. Un asemenea sprijin contează. Noi ți-am adus de la Ardeal, din partea echipei, un mic cadou. Sper că nu este pălincă, da? Că mereu nu. Din Ardeal pălincă primesc. Am cărat atâta pălincă, am cărat. Avem o mască cu emisiunea noastră. O mască de la Trip de Ucenic. Da, super. Da, iar din partea prietenei noastre, Luxi Semida, o lumânare pentru salon și de la Veleș, am văzut că porți barbă. Port barbă, într-adevăr. Un șampon solid pentru barbă. Da, mulțumesc. Sperăm frumos, să desfac. Și aici ai spus că avem, ce avem? Avem o lumânare din soia turnată manual, special ca să îți schimbe atmosfera în salon. Da, turnate manual, făcute handmade. Mulțumesc frumos. Cu drag. Le lăsăm aici. Bun, Iulian, astăzi o să fiu ucenicul meu. Ce onoare. Și împreună ți-am pregătit astăzi un model, da? Și o să luăm exact, intrăm practic direct la tuns, da? Iar în timpul tunsului o să și povestim un pic despre ce presupune a fi un ucenic. Și nu numai ce presupune a fi un ucenic, dar și ce presupune a avea un ucenic, da? Pentru că provocarea este de ambele părți. Și a fi ucenic este o responsabilitate, dar și a fi în poziția în care ai un ucenic lângă tine este de asemenea o responsabilitate. O să discutăm astăzi fiecare în parte. Perfect, bine? Perfect. Emoțiile o să fie... Cu cât emoțiile depășește trec mai repede, da? Cu atât modelul va pleca mai repede. Va pleca mai repede, da? Perfect, bine. Perfect. Să trecem la treabă, da? Iulian, avem astăzi primul model, modelul pe care o să-l tundim astăzi împreună. Da, o să te asist pas cu pas, exact cum procedăm cu ucenicii noștri. Același lucru îl face și cu tine astăzi. O să încercăm să parcurgem pas cu pas această tunsoare, să vedem care sunt detaliile și disciplina din spatele unui tuns tehnic corect. Înainte să discutăm despre tuns, aș vrea să ne concentrăm un pic atenția pe ce ustensile folosim. Da? După cum se vede, stilul clasic de a le aranja pe le aranja toate la locul lor, nu foarte multe, suficient cât avem nevoie. Bineînțeles că avem două foarfeci cu care vom lucra. De obicei lucrăm cu două foarfece și pe ocazia asta țin să-i mulțumim colegului și prietenului meu, a nostru de fapt, a tuturor, și eu Nelu. Da? Vom folosi foarfecile de la Dovan. Și avem două foarfece. Avem un foarfec level, da? Da. Și un foarfec offset. Foarfecul level este acel foarfec în care verigile acestei sunt aliniate, sunt una sub cealaltă. Este un foarfec bun pentru abordările tehnice, atunci când tundem efectiv părul tehnic în palmă, pe degete, da? Un foarfec offset îl folosesc în general atunci când eu personal îl folosesc cel mai mult la tunsul pe pieptăn. Pentru că degetul mare parcurge distanță mai mică până în verigă și îmi reduce foarte mult tensiunea de pe antebraț. Da? Și am o poziție foarte comodă și foarte lejeră în mână atunci când folosesc tunsul pe pieptăn. Da? Deci avem general, universal valabil, da? Sunt două foarfece, level și offset. Deci plecăm de la cele două foarfece, da? Care vom și lucra astăzi. Vom folosi clipsuri. Eu personal, atunci când vine vorba despre tuns, prefer să lucrez cu clipsuri foarte subțiri, da? Și aceste clipsuri metalice. Sunt ușor curbate,
sunt foarte, atunci când prind, ele se așează foarte aproape de scalp, da? Ocupă foarte puțin loc și sunt foarte ușor de lucrat, este foarte ușor de lucrat pe lângă clipsuri. Nu folosesc clipsuri mari sau clipsuri de plastic, astea sunt preferatele mele, cât mai mici, cât mai simple, cât mai aproape să nu încurce. Să nu ne încurce deloc. Da. După care vom folosi pieptăn, da? Ca și pieptăn personal, de fapt toată lumea cred că știm foarte bine, e Sparkle T09, este standardul în toată lumea, este un pieptăn mai rigid, da? Are două părți pieptăn, o parte mai deasă, o parte mai rară, îl le folosesc în funcție de tensiunea pe care vreau să o aplic pe păr. Am un păr mai rar, am un păr mai fin, folosesc partea mai deasă. Am un păr mai des, da? Mai mult, mai gros, atunci folosesc partea mai rară. În funcție de ce vreau să obțin și stabilesc care parte a pieptănului este cea mai potrivită de folosit. Totodată observ că acest pieptăn are un dinte tăiat la jumătate, ceea ce mă ajută să fac cărările. Da? Acel dinte lipsă mă ajută să secționez foarte bine și foarte curat secțiunile de păr. Deci acestea sunt ăsta este pieptănul tehnic pe care îl vom folosi. Da, și tot în zona asta mai avem și alți pieptăni pe care eu personal îi folosesc și îi recomand. Și anume ăsta este un eSpark T09, iar acesta este un Chessybone. Este tot la fel un pieptăn rigid, da, care ne ajută atât tehnic, dar eu personal acest pieptăn îl găsesc foarte bun și în momentul în care fac tuns pe pieptăn. Să trecem de la pieptăn, vom trece la perii, da? Avem, eu personal cresc cu două tipuri de perii, și anume cu peria T09 eSpark, da? Și cu Vesprash, da? Cu Ventbrush, pardon, asta este Ventbrush. Este cea de 9 rânduri, cea un pic mai mare. Sunt două modele, este una mai micuță și cea de a doua mărime este un pic mai mare. Amândouă au 9 rânduri de dinți, da? Da. Să le luăm pe fiecare în parte. Aceasta, de exemplu, este o perie foarte, dacă îmi permiți și vrei să ții tu puțin această perie. Această perie observăm că are niște găuri, da? Da. Atât pe partea exterioară, cât și pe interiorul periei. Acest lucru face ca aerul de la feon să pătrundă prin perie și să ajungă direct la scalp, acolo unde nici nu interesează. Ea este pe un mâner semi-rotund, ceea ce mă ajută să folosesc atât ca o perie rotundă, dar cât să fac și grip, să o folosesc ca o perie plată. Este pe 9 rânduri de dinți, da? pe un ceramic carbon, pe o peliculă de ceramic carbon, ceea ce mă ajută să dau formă. Dar avem și acest material aici, această pâslă, da? Acest bumbac, să-i spun așa, da? Pe o parte și pe alta. Ceea ce face că atunci când părul intră în această perie, să devină mai aderent, îl tensionează, dar această peliculă de ceramic carbon îi dă și formă. Deci este o perie foarte bine concepută gândită. Și gândită, sigur. Iar cealaltă perie, acea perie o folosesc atunci când am un păr des, de exemplu, da? Și pătrund de o pot folosi la mai multe tipuri de păr, dar în mod deosebit atunci când am un păr foarte des, da? Îmi pătrunde foarte ușor în păr și o prefer pe asta, pentru că uitându-mă la dinții periei, observ că sunt drepți, fără nimic în vârf, da? Doar foarte bine finisați. Pe când această perie, observ că dinții au niște biluțe în vârf. Da? Deci această perie o folosesc la orice tipuri de păr, da? Deci nu e un standard, aia o folosesc doar așa, asta... Da, le alternez. Le alternez, dar au efecte cumva diferite. Aceasta se comportă mai mult ca și cum ai folosi o perie de păr natural. Da? Înțeles, îți finisează, îți dă o strălucire aparte, da? Îți dă un luci aparte. Doar că cealaltă tensionează mai tare. Aia tensionează mai tare, sigur. Bineînțeles că ca și mașină de tuns, da, am observat că este un trend acum ca să ai foarte multe mașini de tuns, diverse numere, diverse. Eu personal folosesc doar contura de păr, da? Atunci când am nevoie să filisez conturul, în rest tunsul scurt îl fac în mod deosebit doar din tunsul pe pieptă, da?
Iar această mașină o folosesc atât pe contur, dar o voi folosi pe pieptăn. Da? Am înțeles. În înțeles. Zonele deci, foarte scurte. Tu nu folosești deloc mașini de tuns cu gradații, cu numere? Cu... Rare ori. Să spun așa, rare ori folosesc atunci când chiar nu are sens. Am da? Înțeles. Este cineva care vrea părul foarte scurt peste tot și sunt în, cumva în, într-o, nu neapărat criză de timp, dar da, să spun și într-o criză de timp și nu necesit arta artelor, exact. Da, dar în 99% din munca mea o realizez din tunsul pe pieptăn și foarfec și pieptăn, da? Bun. Aia e provocare. Mai departe, ce mai avem aici? Avem un feon, da? Eu personal la feon nu folosesc acea diuză, da? Așa. Acel cioc sau de ce? Diuză. Bun. Motivul pentru care nu o folosesc este pentru că am nevoie ca părul să usuce în cât mai aproape de să îmi păstrez umiditatea în păr. Atunci când pun acea diuză, jetul, presiunea jetului de aer, cât și temperatura cresc. Da? Și risc să-mi deshidratez prea repede părul. Am înțeles. Eu temperatura o controlez atât din distanța în care mă apropii sau mă depărtez de scalp. Așa, da? Și, bineînțeles, din dreapta de temperatură dacă am nevoie. Dar nici măcar asta. Îmi setez feonul pe o anumită temperatură, pe o anumită dreaptă de viteză, iar restul controlez pe măsură ce mă apropii sau mă depărtez de scalp. Nu folosesc acea diuză pentru că nu vreau să usuc părul prea repede și să elimin apa din păr. Părul trebuie să fie uscat până în punctul în care mai rămâne umiditate în el, umiditatea lui naturală, undeva în proporție de 10%. Plus minus, da? Nu o să stea nimeni să măsoare. Cum îmi dau seama că părul este deshidratat? Care este primul semn? Primul semn al părului deshidratat este atunci când el începe să se electrizeze. Când părul se electrizează, știu că l-am uscat și am eliminat toată apa din firul de păr și atunci foarte greu să mai poate lucra cu acel păr. Deci eu folosesc feonul, da, fără diuză, pentru că am nevoie să distribui temperatura ca un aer cald pe toată suprafața părului, să nu frigă deloc pe scalp și cu peria îmi gestionez, îmi corectez direcția feonatului, da? Chiar vreau să te întreb... Uscatul cu peria rotundă. Da. Cum ți se pare? Că nu văd peria rotundă. Nu folosesc peria rotundă. Nu neapărat. Sunt cazuri, iarăși. În 99% din munca mea o execut doar cu periile plate, da? Și acel 1% sunt acei clienți care mai vor și altceva. Și excepții. Atunci, excepții vin și le fac părul și le fionez părul cu peria rotundă. Nu am nimic împotriva perii rotunde, chiar câteodată îmi place să fac câte un fionat perii rotunde, așa ceva glamuros, ceva spectaculos, dar atunci când vine vorba de tuns, părul trebuie tuns în starea lui naturală, trebuie uscat în starea lui. Ce înseamnă un păr care să-mi stea bine și să fie, de fapt, ce înseamnă un tuns perfect din perspectiva clientului? Un tuns, cu ghilimele de rigoare, un tuns perfect din perspectiva clientului este acel tuns care întâmpină două dintre cerințele clientului modern din zilele noastre, care spune așa: vreau ceva să-mi stea bine și să fie ușor de întreținut. Corect. Ce înseamnă să-mi stea bine? Să-mi stea bine înseamnă să mi se potrivească trăsăturilor, să-mi stea bine înseamnă ca părul să fie într-o perfectă armonie cu restul corpului, da? Cineva cu umerii foarte lați și cu părul scurt, o femeie, vom expune foarte mult umerii, probabil, că am nevoie un pic de lungime. Cineva mic de statură, cu părul foarte lung, va arăta mai mic de statură. Cineva înalt, cu părul scurt, va arăta mai înalt de statură. Da? Deci, cumva, părul trebuie să arate nu numai bine în jurul feții, dar trebuie să fie într-o perfectă armonie și cu restul corpului. Să-mi stea bine mai înseamnă să mi se potrivească stilului de viață. Da? Da, că pot să fiu anxios, social și să mă fac exact, roz în cap. Nu exact, okay. Da? Și așa cum am spus din nenumărate ori, una este ca clientul tău să fie student la medicină sau la drept și una este să fie student la arte. Îți poate spune câte ceva despre tipul de personalitate și de cât de permisiv poți fi tu
în propunerile pe care le ofer clientului. Deci, iarăși, ocupația și stilul de viață a clientului joacă un rol foarte important. Da? Deci trebuie să descoperim cu ce se ocupă, care este zona de confort. Că degeaba poți să-i faci cel mai grozav tuns, care toată lumea din cameră apreciem și zicem, wow, ce frumos, ce bine stă, dacă persoana în cauză nu se simte confortabil cu coafiura respectivă. Deci, de aceea trebuie făcut o diagnoză corectă. Exact. 99% din cazurile ieșuate într-un salon se datorează unei slabe consultații. Nu unui slab tuns, nu unui tuns slab, da? Ci unei slabe consultații. Da? Deci, mai important decât tunsul este o consultație făcută eficient. Deci, ăsta este feonul pe care îl vom folosi și, bineînțeles, mai folosim o placă care aici rămâne la aprecierea tuturor, da? Fiecare are câte o placă sau câte un feon sau chiar și în cazul mașinilor de tuns, în funcție de opțiuni și preferințele fiecăruia. Dar în ceea ce privește ustensilele astea de care nu mă pot lipsi sau nu le pot înlocui, sunt foarfecini, bineînțeles, și ca și foarfec am explicat câteva din criteriile după care mi-aleg un foarfec. În primul rând, forma lui, lungimea lui, materialul din care sunt construite și nu în ultimul rând dispozitivul, rulmentul, da, pe ce culisează cele două lame și mai mult de atâta tăișul, da, este tăișul. Foarte important. Dar în rest, vis-a-vis de feon, mașină de tuns sau placă, aici fiecare alege după cum își se simte confortabil, dar ca și perii și pieptăni, astea sunt cele care eu le recomand. Bun. Haideți să, uite, am să-ți dau ție un pieptăn. Ai vreo preferință? Am pregătit doi pieptăni Spark. Oricare. Uite, ți-l dau ție pe ăsta gradat. Așa. Da? O să luăm un clips. Da? O să luăm un clips. Să-l ținem la îndemână. De asta poartă herțiliștii ceas? Nu neapărat. Acum, eu de obicei îl mai țin aici sau îl țin aproape pe oriunde. Nici nu are importanță. Dar acum mi-a venit la îndemână, așa că o să-l pun la ceas. O să iau un foarfec, da? O să tundem amândoi. În general, foarfecul este cel mai... cam orice de pe masa ta se poate împrumuta. Se poate împrumuta colegului tău placa, se poate împrumuta mașina de tuns, peria și așa mai departe. Singurul lucru pe care nu l-am împrumut niciodată și nu este din rea voință, este foarfecul. Pentru că acel foarfec, odată pus în mâna ta, îl poartă amprenta ta. De ce spun lucrul ăsta? Fiecare dintre noi avem o anumită tensiune între degete. Da. Lama este foarte fină. Adică pui o tensiune prea mare pe lamă, ai stricat tăietura. Și în funcție de mărimea mâinii fiecăruia dintre noi și tensiunea pe care o aplicăm între degete, în palmă, avem tendința să ne modificăm tăietura. Vei remarca că atunci când folosești, când oferi cuiva foarfecul tău și tunde o perioadă de timp și ți-l dă înapoi, îți va încăleca părul, pentru că se modifică tăietura, efectiv. Tocmai de aceea foarfecul nu se împrumută. Dar astăzi facem o excepție. Astăzi am onoarea, da? să tund cu foarfecul lui Cătălin. Tundem cu un foarfec cu meseria în el deja și cu foarte multă tehnologie și cunoștințe. O să zic că lumea, da? Că s-a tunde singur. Da. aici e Cătălin Lungu și Nelu Moldovan în foarfecul ăsta. Noi avem, de exemplu, în salon, programat pentru fiecare client, 45 de minute. Da? 45 de minute înseamnă din momentul în care clientul a intrat pe ușă și a ieșit pe ușă, da? De la o programare la altă. Este timp suficient să faci orice. Consultație bună, spălat bun, tuns bun, uscat bun, finisat bun. Singur sau în echipă? Avem tot timpul un asistent care ne ajută, da? Ca să stabilesc cărarea naturală, pieptăm părul către spate, îl prind ușor între degete și îl împing în față. Și voi remarca că el se desparte în mod natural. Se va alege singur. Singură, da? Deci nu stau să o trasez, să o curăț, să o caut, da? După ce am stabilit cărarea naturală, ne uităm un pic în oglindă, dar este foarte important să lucrăm cu oglinda. Oglinda ne va arăta absolut totul. Una vezi când te uiți la păr, alta vezi când te uiți în oglindă. Deci tot timpul trebuie să ne verificăm în oglindă. Mai există și regula, dă-te în spate doi pași. Exact, dă-te în spate doi pași ca să observi toată imaginea. Pentru că de aici ne concentrăm pe detalii, da? Dar nu poți să fii atent la balanță, la simetrie, la trăsături. Pe când de aici încep să văd umerii, văd forma capului, mă uit în oglindă, văd
trăsăturile, am o imagine de ansamblu, da? Sunt momente când lucrăm de aproape, dar din când în când ne depărtăm ca să observăm imaginea de ansamblu. Am stabilit cărarea naturală. După ce am stabilit cărarea naturală, am luat o cărare ușor orizontală, să spun, în partea de top, doar să-mi delimitez zonele de lucru, plec capul în față, țin tot timpul mâna, observ coloana vertebrală, îmi va indica, e un bun indiciu, da? Pentru centrul capului, vin frumos din creștetul capului și trasez o secțiune verticală ce va sta pe centrul capului. Separ bine părul. Foarte important să încercăm să lucrăm cât mai disciplinat posibil, cât mai curat posibil. Cărările cât mai curate, părul cât mai bine delimitat. Deci o să abordăm ceva foarte simplist astăzi, da? Nu o să facem ceva foarte elaborat, dar vreau să ne concentrăm atenția pe disciplina din spatele tunsului. Bun. Corectitudinea celor detalii. Exact. Trebuie... Da? Deci după ce am stabilit cărarea din centrul capului, voi veni la spate, voi lua o cărare diagonală, da? Da. Voi ridica părul. Și voi tăia o tăietură paralelă cu cărarea. Merg în partea cealaltă, exact din același punct, ridic părul, trasez o cărare diagonală care are aceeași unghi ca și cărarea cealaltă, doar că în oglindă, ridic părul, iau și din ghidul anterior și tai paralel cu cărarea. Contează cam cât de groase să... Densitatea secțiunilor, grosimea secțiunilor de păr trebuie să fie invers proporțional cu densitatea părului. Aha. Deci invers proporțional cu densitatea părului. Dacă părul e gros... Iau secțiuni subțiri, am un păr rar, iau secțiuni un pic mai groase pentru a avea un control mai bun al secțiunii. Deci apreciez. E impropriu spus un centimetru sau jumătate de centimetru. Nu. Corect, nu e o regulă. Este, da, nu este o regulă. Este invers proporțional cu densitatea părului. Cu cât părul este mai des, cu atât secțiunile sunt mai curate, mai curate sunt oricum, mai subțiri. Tendința, da? Cu cât părul este mai rar, cărările luăm un pic. Ăsta este un păr de densitate medie, așa că nu vom lua secțiuni foarte groase, să spun așa. Vom lua secțiuni medii. Vom lua secțiuni medii, corect. După care mergem la fel, o cărare diagonală și paralelă cu cea precedentă. Da? Pieptăm părul, scoatem părul afară, urmărim ghidul. Da? Urmăresc ghidul și tai de asemenea paralel cu cărarea. Acum, voi merge în partea cealaltă. Da? Din același punct punem pieptănul pe cărare. Luăm o cărare diagonală, da? Observ, încerc să-mi păstrez părul curat, fără să mă ajut neapărat de clipsuri, da? Nu, deci se pot folosi clipsuri, dar te ajută foarte mult și să încerci să lucrezi disciplinat astfel încât să te asculte părul efectiv, să nu trebuiască să pui clipsuri pe păr. Am luat aceeași cărare ca și în partea cealaltă, pătrund ușor cu pieptănul, prin părul între degete, pieptăm foarte bine părul, verific ghidul și tai la fel paralel cu cărarea. Avem acest vârtej în partea de contur care nu ne deranjează, că în momentul în care va fi uscat îl vom finisa. Din momentul ăsta, Iulian, tu începi, cărările tale vor fi diagonale, așa, identice. Da? Da. De ce da, da, identice? Dacă într-o parte am un unghi al cărării, da? Și într-o parte e mai orizontală și tai paralel cu asta și paralel cu asta, totodată am două forme diferite. Dacă am aceeași ca să obțin balanța, da? Că o balanță este unul dintre cele mai dificile lucruri de obținut. Ca să obțin o balanță bună, cărările sunt identice ca și unghi și dacă tund paralel cu asta, paralel cu asta, îmi iese de la sine. Da? Și același lucru. Da. Deci, din momentul ăsta, ambele mâini pe pieptăn, cărări diagonale, scot părul afară și tai.
o să întoarcem scaunul și o să vii să lucrezi din partea asta de aici. Te rog. Iar eu am să te privesc. O să vă rog să-mi dați și mie o foarfecă. O să vă rog, uite, am să-ți dau asta direct, de deja încălzit ți-l dau. Da? Hai, următoarea secțiune. Hai, dau, dai, dăm dau sportiv. Dă-i ca sportivii. Ești la campionat acum. Așa, așezăm în capul frumos, îl pieptăm. Ia uite ce fac eu, ca să vezi cum fac eu o cărare curată, da. Și să mă ajută cumva de păr. Da? Vin aici, îl, uite, vezi, îl pieptăm în direcția în care urmează să fac cărarea. Așa. Da? Vin frumos cu degetul. Țin degetul pe păr acolo, îl pieptăm doar pe ăsta, iar restul las acolo liniștit. A, nu-l mai... Nu-i mai fac nimic, nu-l mai dau într-o parte, nu-i mai fac nimic, da? Și în felul ăsta îl contrez curat. Apoi când bag pieptănul, îl bag ușor în păr, doar îl răsucesc aici pe locul lui, ca să nu-l ridic, dar când încep să-l pieptăn, îl pieptăn pe deasupra, da? Pentru că am un mai bun control și nu risc să-l ridic prea sus. Bine? Perfect. Hai. Îl pieptănăm bine. Să nu direcționez greșit. Aici așa, verificăm ghidul. Deci verificăm ghidul, da. Și tăiem. Perfect. Excelent. La fel în partea cealaltă. Așa. Țin degetul mare acolo, îl țin acolo. Da. Piatănă. Piatănă mie și acum îi dai drumul ușor ăsta. Și îți rămâne acolo. Perfect. Da? Așa. E bine, capul nu uita, ai foarte bine până aici. Tot timpul, cu fiecare secțiune, îți așezi capul la poziția care îți trebuie, da? În cazul de față, noi lucrăm cu graduare. Am ceea sens. Ce înseamnă că tot timpul capul va fi aplecat în sensul opus în față de cum te afli tu. Dacă lucrezi la spate, capul e plecat către față. De ce îl plecăm? Îl plecăm pentru că în felul ăsta ne controlăm, avem un bun control asupra nivelului de elevare. Dacă țin capul în poziție verticală și îl ridic, e posibil să-l ridic prea sus. Așa, aplecând capul în față, îmi controlez foarte bine nivelul de elevare. Da? Perfect. Și îl tragem către spate, da? Îl ridicăm, nu, capul rămâne în față, chiar dacă așa, chiar dacă îl tensionăm și tragem un pic de păr, o punem rezistență și capul îl ținem către față. Poți să ridici un pic mai sus, da? Un pic mai sus. Așa, da? Nu, dumneavoastră să țineți capul tensiune, bine plecat în față. Să schimbe tensiunea, așa. Da, e bine și așa. Bravo. Vreau să te întreb, tu nu folosești cauciucuri pentru... Nu. Nu folosesc cauciucuri. Eu sunt colegi care preferă acele... Bumpere. Bumpere, da? Pentru de cauciuc, inelele de cauciuc. Eu personal nu îl folosesc pentru că îmi ia din simțurile foarfecului. Cum zicea Nelus, că nu-ți mai vibrează firul. Da. Nu-ți mai vibrează. Exact, așa este. Nu observasem asta până nu mi-ai... Deci nu mai ai aceeași fineți în simțuri. Da? Ce simți în pieptăn. În foarfec, pardon. Deci nu-l folosesc niciodată, nu-l folosesc. Avem trei tehnici de tuns. Linia, graduare și treapta. Dar dintre toate, cea mai... Tehnica ce are coeficientul de dificultate cel mai ridicat este linia. Care teoretic ar fi cea mai simplă. Că atunci, vizual, când te uiți la ea, pare cea mai simplă. Pare că e o linie. Dar cu adevărat este cea mai dificilă pentru că trebuie să știi cum să pieptăm părul în funcție de densitate, direcția de creștere, plantația părului, da? Trăsături, de exemplu, cât e de proeminent os occipital, osul mastoid, cât de proeminente sunt, este zona urechilor. Da? Și în funcție de toate acestea, ăsta poți să le iei totodată pentru că îți mai ajunge foarte puțin. Așa, și îl tragi către spate. Nu bine, nici să-l piepte nu, așa. Nu, exact în aceeași direcție în care le-ai tuns pe toate. Da, acolo, acum ai, așa este, bravo. Cum îi dăm, profesor, până aici? Până aici este excelent. Deci,
Excelent, bravo. Gata, facem angajarea. Păi, ca da? Ucenic permanent. Nu cred că. Să știi că rolul unui ucenic, da, este foarte important. Și nu neapărat o spun din perspectiva în celui care vrea să se dezvolte foarte mult. Deci, dacă vrei să te dezvolți, este foarte bine să ai un ucenic bun. Pentru că un ucenic bun și un ucenic pasionat tot timpul te va împinge mai departe. El își va dezvolta cunoștințele, va veni cu întrebări mai interesante, ce mă va face pe mine să gândesc extra. Da. Și atunci un ucenic bun este primul lucru care te ajută să crești. Atât este un win-win. Da? Când ai un ucenic dezinteresat, da? Nu avem așa ceva. Deci ucenicul dezinteresat pleacă în secunda 2, când s-a dovedit că este dezinteresat, nu avem. Este un consum de energie. Dar un ucenic care este pasionat și este interesat, te ajută foarte mult să crești. Atât că el crește, dar te ajută pe tine ca să-ți duci munca ta la un nivel mai sus, pentru că te face să gândești extra. El va crește odată cu tine, va veni cu întrebări și va ridica probleme din cinci mai interesante și te face pe tine să îți cauți răspunsurile pe măsură. Plus că un ucenic te ajută foarte mult pe tine să-ți recapitulezi tot timpul toată teoria. Un lucru pe care îl știi, dar nu îl spui, nu îl mai rostești niciodată, în timp îl uiți. Dar un lucru pe care îl știi și îl repeți mereu, pe măsură ce îl repeți, îl și dezvolți totodată. Deci rolul unui ucenic este foarte important de ambele. Așa că toată lumea fugea de rolul ăsta de ucenic. Da, nu știu de ce. Deci, și este cea mai frumoasă perioadă, până la urmă. Nu este nimic umilitor. Ai menționat lucrul ăsta, toată lumea fuge sau toată lumea evită să zică că domnule, am fost ucenicul lui X, lui Y sau lui Z. Nu este nicio rușine să fi fost ucenicul cuiva. Mai mult de atâta, eu consider că e chiar un minus pe CV-ul tău să nu fi fost ucenicul cuiva. Să nu fi fost ucenic, corect. Da? Bun. Trecem la următoarea etapă, da? În momentul ăsta o să ne pregătim de fionat. Au. Deci lăsăm regina și regele trăsorii. Lăsăm deoparte și ne pregătim de fionat. Începem fionatul, da? Și totuși, ca să revin un pic la o discuție pe care am început-o, dar am simțit că nu am dus-o până la bun sfârșit. Ne-am luat cu munca. Da? Vorbisem despre două lucruri pe care și-l doresc clienții. Ceva care să stea bine și să fie întreținut. Bine, ușor de întreținut. Și totodată m-a întrebat de peria rotundă. Și am zis că 99% din munca mea o fac cu perile plate, dar nu am spus de ce nu cu peria rotundă. Da? Corect. Primul lucru despre care vreau să lămurim este ce înseamnă cele două cerințe ale clientului model. Una este să-mi stea bine, am stabilit, în funcție de trăsături, proporții de corp, stil de viață. Și să fie ușor de întreținut. Ușor de întreținut înseamnă ca atunci când clientul meu ajunge acasă, să poată să reproducă cu un minim de efort și să obțină același rezultat. Pentru că spuneam, întâlnim des chestia asta cu, bă, îmi place cum o faci tu, dar ajung acasă și nu mai stă la fel. Da. Încercăm să evităm. Are legătură cu textura naturală a firului de păr. Cei mai mulți dintre colegii noștri tind să modifice textura naturală. Adică vine clientul, îl spălăm și când se întoarce la scapă, văd că părul este creț, dar cu toate astea eu la sfârșit, după ce l-am tuns, pun perea rotundă sau pun placa și îl întind. Și zic, uite, v-am făcut un tuns ușor de întreținut. Dacă îți baiești placa, e ușor de întreținut. Da. Ușor de întreținut înseamnă să nu modificăm textura naturală. Mergem la scafă, evaluez textura lui și în funcție de cât de drept stă sau cât de tare se încrețește și stabilesc cum îl voi fiona și cum îl voi tunde. Dacă se încrețește, atunci îl usuc cu difuzorul. Dacă este un păr care se îndreaptă ușor, atunci îl usuc cu perea plată, ceea ce poate și clienta să facă acasă. Pune un fion deasupra capului, coperii, îl piată în efectiv și îl duce la textura lui natural. Dar nu fac, dacă am un păr drept, da, mă apuc să-l încrețesc.
Deci ușor de întreținut înseamnă să nu modificăm textura naturală a firului de păr. Perfect. De ce nu tund și apoi fionez cu perea rotundă? Pentru că atunci când trebuie să finisăm linii foarte bine definite, perea rotundă ce face? Îmi oferă foarte mult volum, în general, la rădăcină. Da? Și plus că este un fionat mai static, adică așa cum îl fionez, așa are tendința să stea. În momentul când l-am fionat cu perea rotundă și încerc la sfârșit să finisez conturul părului, să fac o linie foarte bine definită, trebuie să-mi imaginez că după 2 ore sau după jumătate de oră, părul de la rădăcină începe să-l lase, implicit îmi modifică forma la bază. Tocmai de aceea fionez cu perea plată pentru a da mișcare liberă firului de păr de la rădăcină până la vârf, ca atunci când finisez ulterior conturul, părul să stea impecabil. Și același lucru se va întâmpla și acasă. Clienta mea, chiar dacă nu va reuși să-l fioneze la fel de bine ca și mine, da? Pentru că e vorba da, de... Da, 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 că e vorba de unghi, e vorba da, de... Așa? Totuși, linia ei va sta impecabilă, indiferent cum îl fionează. Și începem fionatul, pun pe treapta 1 așa. Și mă concentrez în prima fază pe rădăcină. Deci prima dată mă interesează să controlez rădăcina, după care voi veni și voi finisa și vârfurile. Țin peonul de sus în jos și mă concentrez pe rădăcină mai întâi de toate. Fionez în față, în jos. În trei direcții diferite. Da. Slăbesc. În felul ăsta slăbesc tensiunea pe care o are firul de păr la rădăcină. Mișcându-l într-o parte, într-alta, în jos, într-o parte, el devine foarte flexibil. Dar acolo unde are cea mai mare rezistență la rădăcină, el devine foarte... E ca o sârmuliță aia pe care... Ca care o rupe, exact, și cedează la rădăcină, la presiune. Așa și cu firul de păr. Și el va cade după aia, sub, acolo unde cade sub propria lui greutate. Da? Și de aia zice, se folosește căderea naturală a firului de păr. Exact. Dacă folosesc perea rotundă, nu mai știu care e. Dar numai că l-am direcționat noi cum exact, am vrut. Dar dacă fac fionatul ăsta, obțin mișcare naturală a firului de păr încă de la rădăcină. Și dai aici, iar cu fionul doar dai într-o parte în jos. Toată mișcarea e din încheietură, vezi? Da. Asta. Fie aici, 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 aici. Da? Am înțeles. Și ai grijă unde îți direcționezi jetul de aia sau direcționezi pe rădăcină. Așa. Excelent. Excelent. L-ai fionat, da? L-am finisat un pic și am atins un pic partea de top și cu placa. Să-l finisăm un pic, să-l disciplinăm un pic mai mult. În momentul ăsta, eu voi face o parte. Iar tu vei finisa o parte. Eu am emoții că mă pui să lucrez după tine, că știu că indiferent, trebuie să mă ridic la niște standarde. Fii atent. Atunci când ai nevoie să faci o tunsoare simetrică, așa. Care parte ți se pare mai grea? Niciuna, la fel, că trebuie să fie la fel. E prima sau a doua? Păi cred că a doua, că pe prima a doua. O, a, și așa o să este, o faci da? Tu pe prima și eu pe a doua. Deci indiferent de care o voi face eu, ți-o las ție pe cea mai dificilă. Știu. Că trebuie să o faci la fel, da? Asta e o capcană pe care toată lumea obișnuia să întreb în timpul seminarului, dom'le, dacă vrei să faci o tunsoare simetrică, ambele părți să fie identice, care parte se pare mai? Și toată lumea spunea, stânga, dreapta, stânga, e a doua. A doua. Pentru că... O faci pe prima și pe a doua trebuie să o faci identică sau cel puțin la fel de bine. Și majoritatea dintre noi avem tendința să facem o greșeală simplă, care o trecem așa foarte ușor cu vederea. Pornim din partea în care ne avantajează poziția corpului și ne se pare mai ușor de abordat. Ne ducem la partea care ne se pare mai ușor de abordat, o facem impecabilă. Și apoi ne ducem la a doua parte care de sine este mai grea. Și cu partea care mă dezavantajează poziția corpului. Deci evaluează forma și în tot timpul încep cu partea care îți pune mai multe probleme. Da? Pentru că într-o parte, depinde de la tunsoare la tunsoare, o parte te avantajează poziția corpului pe partea stângă, o parte cealaltă.
Deci în funcție de soare, abordarea este diferită și atunci și ceea ce te avantajează din punct de vedere al poziției corpului este diferit la tunsoare, la tunsoare. Bun. Asta e un tips foarte, foarte bun. Da. Voi începe, voi pieptăna foarte bine, voi folosi partea rară a pieptănului, da? Și tăiem în puncte. Și cu vârful foarfecului, da? Cu vârful foarfecului, foarte ușor, îmi așez poziția capului cu pieptănul, partea largă, și cu vârful foarfecului, dacă nu ai un foarfec ascuțit. Dacă nu ai corect, un foarfec ascuțit corect, păi e un pic de chinui, da. Sau nu poți să o faci. Da, e foarte important alegerea ustensilelor, da? Pe ca să nu lăsăm să nu pierzi timp și să nu greșești tunsoarea. Și da, nu doar tunsoarea, bineînțeles. Vezi, aici am avut un rez de breton care am ajuns exact la limita lui și de la el atenție la ce tăiem. Sunt capul tare pe o parte. Dăm un pic, să finisăm un pic. Acum să te întreb și o întrebare clasică, ai tăiat vreun urechi? Am tăiat, bineînțeles. Nici nu s-o gândit. Da, sunt două tipuri de coafori care au tăiat. Și care și nu recunosc. Nu, și care nu recunosc. Bine, ăla e al treilea tip. Care au tăiat și care vor tăia. Aha, îmi crezi că sunt care nu recunosc? Nu. Eu sunt din ăla. A, ai tăiat și nu recunoști, ea? Da. Ai tăiat? Am ciupit o dată la început, dar puțin, adică nu s-a lăsat. Am tăiat. Și de atunci? Și când zic că am tăiat, nu mă refer că am ciupit. Ai scurtat. Am scurtat un pic. Până n-am tăiat prima ureche, n-am știut că acolo sunt urechile. Da. După aia am început să le văd. În momentul ăsta curăț numai surplusul. O să ne uităm un pic, rămânem așa cu capul. Ne uităm un pic în oglindă, să vedem cum arată. Da? Hai! La fel în partea cealaltă. Domnul Iulian. Așa facem. Da? Asta da. Îți mânez ustensilele. Așa. Deci mi-ai lăsat mie partea grea. Ți-a lăsat ție partea mai grea? Altfel nu voi învăța corect. Ia să vedem. Perfect. Fără frică. Fără frică. Ridică. Nu te urci foarte sus, ca să nu trebuiască să intrăm în partea cealaltă. Cele mai frumoase linii sunt liniile curbe, da? Curbate. Dacă ar fi să... Sunt mai feminine sau? Sunt mai feminine și curpate în interior. Ia uite. Adică când zic curbă, nu aici. Ci tot timpul da? În interior. Aha. Și să încerc să fac și eu... Da. Deci asta, tăietura asta o faci ușor curbat, da? Către partea cea mai lungă. Ia să vedem dacă ne și descurcăm. Aia, bravo! Și de acolo doar ce un pic. Mm-hmm.
ce ochi ai. Da, păi... Vezi și tu, nu numai eu. Da, aia da. Hai, bravo. Stas. Deci nu contează cât ești neapărat de silitor. Dacă ai un profesor bun, pricepi mai repede. Da. Și să fii silitor, dar e adevărat că, știi, la școală ai făcut performanțe la obiectele la care profesorul știu să pună pasiunea în tine. Exact. La alea în care, profesorul a fost cu gura pe tine și ai exact. Făcut de la ore. Clar. Ai avut mediile cele mai rele. Da? Deci, crezi în muncă sau talent? În muncă. În muncă. Aia mă, știi că e o vorbă. Cu cât muncești mai mult, cu atât devii mai talentat. Cu cât muncești mai mult, cu atât devii și mai norocos. Am înțeles. Cu ghilimele de rigoare, da? Corect. Domn profesor. Iulian, îți mulțumesc frumos. Eu îți mulțumesc, domn profesor. Ești cel mai bun ucenic, cel mai bun asistent de până acum. Îți mulțumesc frumos. Rămâi acolo deocamdată. Ăsta este rezultatul final. Astăzi am făcut o graduare triunghiulară. Ce înseamnă graduare triunghiulară? Graduare este faptul că părul este ridicat oriunde între 0 și 90 grade. Are o siluetă foarte plină. Iar triunghiulară înseamnă atunci când orice formă este mai scurtă într-o parte și mai lungă în partea opusă, devine o formă triunghiulară. La noi am direcționat tot părul către spate. Deci este mai scurt în spate, spate mai lung în față și atunci este o formă triunghiulară. Îți mulțumesc frumos. Eu îți mulțumesc. Mulțumesc, Elena. Chiar am învățat foarte multe. Da, mulțumesc mult, o plăcere și o onoare totodată. Eu vă mulțumesc. Să rămână.